Te salut, eu sunt Daniel, fondator iBlock, prima editură care traduce și publică cele mai bune cărți despre Bitcoin și criptomonede. Astăzi vreau să vorbesc despre de ce este important să ne măsurăm averea personală, nu raport cu dolarii, ci în raport cu Bitcoin. Acest website măsoară lucrurile fizice, produse și servicii în raport cu Bitcoin și putem observa cum în ultimii 5 ani majoritatea lucrurilor, probabil toate, s-au -au ieftinit în raport cu Bitcoin. De la petrol, lemn, aur, argint, cupru. Cam nu cred că există lucru care să nu se ieftinească în raport cu Bitcoin în ultimii 5 ani. Și haideți să luăm un exemplu unei case. Să zicem că avem următorul scenariu. Avem 300.000 de dolari în momentul de față și uh, sunt niște bani bonus. I-am câștigat dintr-o moștenire sau i-am câștigat pur și simplu așa, dintr-o dată fără să ne dăm seama. Ce facem cu ei? În mod normal, pe mentalitatea veche, te, calcul, te gândești, băi, cu 300.000 de dolari dacă investesc și am, și am niște, un randament de vreo 7% pe an, 6% pe an, asta înseamnă că pot să-i bag în acțiuni, în obligațiuni, bine, obligațiunile au mai, un randament mai mic, în imobiliare și atunci, hai că iau trei apartamente sau două apartamente și le dau închirie și câștig trez din sau am un venit în plus din chirii. Cam asta este mentalitatea clasică, mentalitatea din momentul de față a oamenilor și nu doar în România. Ideea este în felul următor. De curând, de 14-15 ani, a apărut nebunia asta Bitcoin. Eu am pus aici în ultimii 5 ani Adică acest grafic pe care, pe care noi îl vedem este doar în ultimii 5 ani. Odată ce vedem cum majoritatea lucrurilor se ieftinesc în raport cu Bitcoin în doar 5 ani, automat putem să ne, putem să ne adresăm o întrebare. Este corect să ne măsurăm randamentul banilor cu dolarii? Pentru că, în mod normal, da, să zicem, cumpărai o casă în 2019 cu 300.000 de dolari sau cumpărai două apartamente de închirie, și aveai un venit. Dacă erai suficient de norocos să ai chiriași care plătesc la timp și să nu stea apartamentul luni întregi fără chiriași din diferite motive, aveai un venit în plus. Noua gândire. Având în vedere că au apărut această nouă formă de bani, acest nou standard financiar care schimbă complet totul, este în felul următor. Cele două apartamente în următorii 5 ani pe care eu, eu o să, în care eu o să investesc, vor aduce un randament și o creștere, o apreciere mai mare decât ar aduce bitcoin. Și cel mai probabil răspunsul este nu. Dar dacă nu cunoști, nu, nu ai înțeles Bitcoin, e foarte important să spui întrebarea: va continua Bitcoin să crească în raport cu bunurile și serviciile cum a făcut până acum? Care sunt provocările pe care le poate întâlni Bitcoin să se oprească din crescut în timp ce economia, bunurile și serviciile continuă să crească? Și întrebări de genul acesta trebuie să spui ca să vezi dacă, să-l înțelegi mai bine. Eu vorbesc din perspectiva unei persoane care înțelege Bitcoin, de șase ani de zile, șapte ani aproape, la șase ani jumate, sunt și în Bitcoin și acumulez Bitcoin și am făcut cea mai bună decizie. Dar am făcut chestia asta înțelegându-l. La fel și din punctul meu de vedere, atunci când vine vorba de uh, investiții, Bitcoin cam schimbă paradigma. Pentru că de ce a investi în ceva care să-ți să aducă un randament um, mai mic când există Bitcoin care îți poate oferi un randament, un randament mult mai mare. Și știu. Acum vin obiecțiile. Este riscant, este volatil, nu este reglementat și așa mai departe. Dar toate aceste obiecții sunt doar niște obiecții la care trebuie să-ți răspunzi tu ție și tu singur să iei decizia. Deci acest video nu este un sfat să cumperi Bitcoin, este un sfat să înțelegi Bitcoin și să-ți răsp să răspunzi la întrebările pe care le ai și obiecțiile pe care le ai. Dacă în 2019 cumpăream cu 300.000 de apartamente în America sau în o casă în America, că atâta era, 74 de Bitcoin e aproximativ 300.000 la prețul de 3.500-4.000 cât era în 2019, în luna a doua. Dacă făceam chestia asta, aveam posibilitatea să luăm acel apartament, care în momentul de față ar fi valorat 14 Bitcoin. Deci noi practic am fi fost pe pierdere. Pierdere mare. Dar dacă cumpăram Bitcoin, 74 de Bitcoin aici, adică 300.000 de dolari uh, Decideam să-i alocăm bit în Bitcoin. Acum aveam tot 74 de Bitcoin, dar 74 de Bitcoin 74 de Bitcoin ori ori 30.000 în bani fiduciari am fi avut 2.220.000 de dolari. Așa că morala acestui video este citește și educă te și învață cât mai mult despre Bitcoin pentru că Bitcoin ieftinește lucrurile în raport cu el, adică bunurile și servicii se ieftinesc în raport cu Bitcoin și atunci Bitcoin poate fi un standard de măsurare a valorii și, un, și o mes, metodă prin care tu să-ți măsori averea. Dacă în fi, de la an la an ție ți scade averea în raport cu Bitcoin, înseamnă că pierzi bani. Asta este realitatea. Dacă anul acesta, să zicem, ai niște aparta, un apartament pe care, pe care le ai închiri, ai niște acțiuni cumpărate și ai o avere de 300.000 de dolari și la anul sau peste 5 ani, această avere este 350.000 de dolari, pentru că au crez a crescut acțiunile, sau 400.000 de dolari, dar, adică 300.000 de dolari acum ar fi cam 10 bitcoin, dar ai 7 bitcoin, ai pierdut bani Cam asta este noua paradigmă pe care, din punctul meu de vedere, ar fi interesant să o iei în considerare și să rumege asupra ei. Repet, măsorăți valoarea în raport cu Bitcoin. Dacă pe termen mediu-lung ai mai puțin Bitcoin, valorează mai puțin Bitcoin, averea ta înseamnă că, de fapt, pierzi bani. Îți mulțumesc pentru atenție. Mai am astăzi, cred că, o oră liberă pentru consultanță, așa că îți recomand să intri pe linkul din descriere și hai să vedem cum aș putea să te ajut? Cum, la ce întrebare aș putea să-ți răspund? Să ai o zi perfectă. Numai bine!